Grădinița Tabor din Baia de Ramă, în plină sărbătoare, prichindei unității de învățământ, a organizat un spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă. Cântecele pregătite de cei mici au răsunat timp îndelungat în interiorul instituției, iar poeziile învățate au readus magia sărbătorilor. Noi cu povara asta am mărât la vorbă de apserul ca la dosul de binte și cu patnice cuvinte să primească peste noapte că soția va naște pe copilul cel mai sfânt. Minte cu stele și noapte să facă păcate. Cei mici au pregătit și numeroase scenete pentru care a fost nevoie să se costumeze în diferite personaje din religia omenirii. Momentul nașterii Domnului a fost de asemenea pus în scenă, iar cei mici au dat tot ce au avut ei mai bun pentru ca totul să iasă ca la carte. Ce rol ai la sărbare? Îngeraș. Ce rol ai în sărbare? De înger. Tu ești mama lui Isus? Da. Cine l-a născut pe Isus? Maria. Și la fel ca orice sărbare închinată sărbătorilor de iarnă, nici de la grădinița Tabor nu puteau lipsi cadourile, iar de daruri s-a ocupat la fel ca în fiecare an primăria Baia de Ramă. Ne bucurăm din suflet pentru acești oameni minunați care au venit în orașul nostru și fac aceste lucruri frumoase și benefice comunității noastre. Sunt niște oameni care au depus o muncă și un efort considerabil pentru prosperitatea și educația în orașul Baia de Ramă și ori de câte ori le suntem alături și sprijinim în ceea ce ține de instituția primăriei Baia de Ramă. Cei care au ales să-și aducă copiii la grădinița Tabor au știut de ce. Aici, cei mici primesc cea mai bună îndrumare și o educație fără cusur. Condițiile sunt foarte bune pentru copii, personalul de asemenea este extraordinar de pregătit și sunt mulțumită de toată pregătirea care îi se oferă aici. Eu am ales ca să aduc fetița aici la Fundația Tabor pentru că sunt, în primul rând, mai bune condițiile și ne place mai mult. Iată că ați reușit să faceți o sărbare frumoasă. Da, mulțumim și domnului primar pentru prezență ca de fiecare dată și pentru cadouri, pentru că ne-a dus bucurie copiilor. Grădinița Tabor este singura grădiniță particulară din zona de nord a județului, instituția fiind în permanență sprijinită de primăria orașului Baia de Ramă.